ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum e găsit în Faptele Apostolilor, capitolul 4, apoi în Faptele Apostolilor, capitolul 11 și apoi în capitolul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 32. Veți observa imediat că în toate aceste trei locuri se vorbește despre Barnaba. Subiectul nostru în seara aceasta va fi Barnaba. Așadar, Faptele Apostolilor 4:32, Faptele Apostolilor 11 cu 19 și apoi 15 cu 36. Mulțimea celor ce crezuseră era cu o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Toți cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecare după nevoile lui. Iosif, numit de apostol, și Barnaba, adică în traducere fiul mângăierii, un levit de neam din Cipru, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Capitolul 2, 11, versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina persecuției întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om bun, acolo la traducerea noastră spune un om de bine, nu prea are sens de bine ăsta, în original spune om bun. Așa că Barnaba era un om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult noroc s-a adaus la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul și când l-a găsit l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Capitolul 15, versetul 36. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba, să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu. Dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Să plecăm capul înaintea Domnului. Vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă și dă cuvântului Tău puterea aceea transformatoare, pentru ca ceea ce ne vorbești să devină realități în noi, în numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Ocupăm loc.
În anul 1969, Dumnezeu a lucrat o minune tare ciudată în viața mea și așa, prin minunea aceea m-am trezit student la Universitatea din Oxford, în Anglia. Îmi place unde mă duc să mă uit și mai ales îmi place să văd ce scrie. Și am văzut că pe frontispiciul lui Colegiului Baptist din Universitatea Oxford scrie Omnia probate quod bonum tenete. Știți ce înseamnă asta, nu? Omnia probate. Omnia e totul. Probați totul. Quod bonum tenete. Și binele țineți-l. Cercetați totul și păstrați ce este bun. Asta spune pe frontispiciul școlii. Ah, să cercetez totul, dar să iau numai ce-i bun de aici. Când m-am dus la capelă, am văzut o piatră acolo, gravată în piatră, tot în limba latină. Toate erau în limba latină. Vir bonus, quod bonus spiritu sanctu et fide. Înțelegeți, nu? Toate sunt cuvinte latinești, românești. Vir. Bărbat. Bonus. Bărbat bun. Plenus spiritu sanctu. Plin de Duhul Sfânt. Et fide. Și de credință. Vă vedeți că știți latinește. Bărbat bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Despre cine e vorba oare? Și am văzut că scrie acolo Acts, Faptele Apostolilor 11:24. Și m-a șocat că în românește era om de bine. Și asta nu suna chiar așa. În latină era vir bonus. Sigur că m-am dus după aia să văd în original, în limba greacă. Aner agatos. Pleros pneuma hagios. E pistis. Asta e grecește, asta nu mai înțelege, așa e? Aner agatos. În limba greacă sunt două cuvinte pentru bun. Agatos și kalos. Agatos e ce se referă la structura lăuntrică. Kalos e ceea ce iese în afară, amabilitate. Și am văzut că scrie aner agatos. Bun în structura lui. Un om bun în structura lui lăuntrică. Așa era Barnaba. De ce era așa? Pentru că era plin de Duhul Sfânt. Și roada Duhului este agatosune și crestotetes. Amabilitate, bunătate. Sau calotetes, una din ele, că sunt trei cuvinte pentru bunătate acolo. Om bun, pentru că era plin de Duhul Sfânt. Și dacă plin de Duhul Sfânt, roada Duhului bunătatea. Asta e logica lucrurilor. V-am citit trei texte despre Barnaba pentru că vreau să înțelegem în ce consta
bunătatea lui Barnaba. Pentru că Biblia ne dă un model de om bun, adică un om în care Duhul Sfânt a putut să producă ceea ce urmărește să producă în fiecare dintre noi. Roada Duhului, care e bunătatea și amabilitatea. Primul text ne spune că la Ierusalim a venit o foamete și erau mulți oameni care răbdau de foame. Și omul ăsta bun avea o fermă și s-a dus și a vândut ferma, a dus banii, i-a pus la picioarele apostolilor și a spus: frăților, dați de mâncare la oameni, oamenii flămânzi. Omul bun vede necazul altora, vede nevoia altora și cu cheltuială personală, cu jertfă de sine, se gândește la ei și renunță la sine. Asta e prima trăsătură a acestui om bun. El vede nevoia altuia, renunță la sine și cu jertfă de sine satisface nevoia celuilalt. Asta e trăsătură de bază la omul bun. Și bunătatea ta trebuie să se vadă începând în casa ta, începând cu atitudinea față de soție sau față de soț. Care sunt la ora asta durerile lui sau durerile ei? Care sunt nevoile lui sau nevoile ei? O vezi supărată? O vezi necăjită? Treaba ei. Ce-mi pasă mie? Aia înseamnă că ești rău. Omul bun, zice, este acolo o durere. Eu nu pot să o las să rămână acolo. Eu trebuie să o repar cu cheltuială proprie. Adică renunțând la mine pentru celălalt. Omul bun e atent la durerea sau la nevoia celuilalt. Nu obosesc să spun, pentru că aici începe totul. Fiecare din noi are nevoie ca celălalt să creadă în el și să-l aprecieze. Și cel din casa ta să-ți spună o vorbă bună: îmi place ce ai făcut astăzi. Îmi place prăjitura care ai făcut-o la sărbătorile astea. Îmi place mâncarea care ai făcut-o. Îmi place decorațiile care le-ai făcut. I-ai spus aprecierile tale pentru tot ce a lucrat ea în sărbătorile astea. Și el a făcut ceva. I-ai spus că apreciezi cu ce a participat el, că a avut grijă de copii sau că a fost atent la cutare sau la cutare. Să spui. Fiecare avem nevoie de aprecierea celuilalt. Și aia să fie exprimată. Păi, ce, tot atâta, și de ce mi le tot spui astea? Omul bun renunță la sine pentru celălalt. Pe cheltuiala proprie caută să satisfacă nevoile celuilalt.
Prima trăsătură a omului bun este că el e cu ochii în patru la nevoile celorlalți. Și renunță la sine și cu cheltuială proprie, cu efort propriu, caută împlinirea celuilalt. Câtă bunătate e în tine? Se măsoară după cât interes e în tine pentru ce simte celălalt, pentru ce așteaptă celălalt, câtă încurajare îi dai tu, câtă zidire îi faci tu, câtă înălțare îi faci tu celuilalt. Cât de fericit îl faci tu pe celălalt. Cât de împlinit se simte celălalt datorită ție. Asta arată dacă ești aner agatos sau vir bonus, om bun. Așadar, prima trăsătură am arătat-o. Haideți să mergem la a doua. Capitolul 11. La început s-au convertit numai evrei și evreii se duceau numai la evrei, dar nu ne ducem la spurcații aia de păgâni, deși Domnul Iisus le-a spus să se ducă la toate națiunile, dar era blocajul ăsta. Vă aduceți aminte cât de greu a fost să-l împingă Domnul pe Petru să intre în casa unui păgân. Dar au fost luați prin surprindere că la Antiohia a apărut o biserică de greci. Ce ne facem? Cum? Biserică de greci? Da, domnule, și numai greci. Vai de mine. Cine dintre noi ar putea merge? Cine e gata să spargă gheața? Cine poate trece peste bariere? Barnaba, omul bun, omul care e gata să întindă mâna peste bariere. Și l-au trimis pe Barnaba, că știau Barnaba poate trece peste bariere. Și Barnaba s-a dus și s-a bucurat de ce a văzut și le-a devenit păstor. Și le-a dat tot ce aveau nevoie, le-a dat dragostea lui, le-a dat Evanghelia. Și omul ăsta bun a spus, eu n-am tot ce trebuie să le dau. Nu știu, parcă eu le dau, dar eu nu sunt suficient de pregătit sau nu. Mi-ar mai trebui un ajutor. Vedeți, omul bun își vede limitările. Hei! Mă, aici la voi s-a convertit un mare fariseu, Saul. Ce s-a întâmplat cu el? O, frate, nu mai știm. A trebuit să fugă de aici, că erau gata să-l căsăpească evreii și... Și unde-i? Am auzit că ar fi în Tars, că el e de acolo. Tars. Asta era cam la vreo 200 de kilometri mai la nord. Și pe vremea aceea nu era... Nici tren, nici mașină, nici avion și trebuia să mergi pe jos. 200 de kilometri. Mă duc să-l caut. Și într-o zi s-au trezit că e cu el de mână, l-a adus la Antiohia și l-a pus să predice. Păi frate...
Păi ăsta, el a condus plutonul care a executat pe Ștefan. El a arestat frat și i-a bătut, el a băgat frat în închisoare. Da, dar i-a ieșit Domnul Iisus în cale. Da, dar cum să-l pui la amvon pe ăsta? Păi de, ăsta e un criminal. Da, dar Domnul Iisus i-a ieșit în cale. Domnul Iisus l-a transformat. Vedeți, omul bun e omul care știe să recupereze ceea ce toți ceilalți resping. Dar la nu ne trebuie. Ba da, avem nevoie de el. Ascultați-l, că omul ăsta e plin de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-l. Și eu cred că erau unii care mereu ziceau, pe ăsta cum să-l ascultăm? Și omul bun zicea, ascultați-l, l-a transformat Domnul Iisus, l-a făcut un alt om. Omul bun vede potențial în omul cel mai rău. Dacă se întâlnește omul ăla cu Iisus, Saul devine Pavel, persecutorul devine apostol. Credeți în puterea Domnului Iisus de a transforma oamenii. Omul bun crede în puterea Domnului Iisus de a lua cei mai drojdii a lumii astea și de a-i transforma. Frate Andra, și oamenii aia pe care nimeni altul nu-i caută. Ăia-s oameni pentru care a murit Domnul Iisus, ăia-s oameni pentru care El a plătit, nici unul nu-i om de nimic. Omul care se întâlnește cu Domnul Iisus e un fiu de Dumnezeu. Așadar, aici e un alt loc unde vedem pe omul acesta bun. Acum mergem la al treia și după aceea le luăm, după aceea dintr-o dată pe toate discutăm mai pe larg și facem aplicații la toate. Pavel și Barnaba la un moment dat, asta n-am citit, au simțit că au stat destul la Antiohia. S-au rugat împreună cu ceilalți. Fraților, suntem prima biserică dintre neamuri, prima biserică care a ieșit dintre evrei. Tot Imperiul Roman ne așteaptă. Să stăm numai noi, să avem numai noi partea asta, bunătatea asta de Evanghelie. Eu cred că Barnaba fierbea cel mai mult. Fraților, Domnul Iisus ne-a spus să mergem cu Evanghelia peste tot. Eu zic, fraților, să mă puneți și pe mine și pe Barnaba și pe Saul deoparte și să ne dați drumul, să ne trimiteți să mergem, să ducem Evanghelia și la alții. Barnaba, omul care vede nevoile, omul care zice, hai să ieșim, prea ne bucurăm numai noi aici, dar trebuie să vedem și la alții. Eu cred că inițiatorul a fost el, și pentru că Barnaba i-a pus pe primul loc și Barnaba și Saul au plecat. Încă Barnaba era numărul 1. Barnaba e omul care vede în afară, vede nevoile largi
și care zice, hai să mergem. Că ne vor bate, că ne vor, aproape ne vor omorâ. Și ce dacă? Mergem. Au venit înapoi, a fost conferința de la Ierusalim, pentru că era problema aceasta. Bun, au apărut bisericile dintre neamuri. Acum ce facem? Îi facem evrei? Asta era problema. Și unii ziceau, domnule, trebuie să se facă evrei. Trebuie tăiați împrejur, trebuie să țină toate obiceiurile noastre evreiești. Deci, în primul rând, ei trebuie să devină evrei. Și Pavel și Barnaba au spus nu. Evanghelia e altceva decât a fi evreu. Evanghelia e pentru toată lumea. Și Duhul lui Dumnezeu i-a condus pe Petru și pe Iacov, fratele Domnului, care era conducătorul bisericii din Ierusalim, să ia hotărârea. Nu le impunem să devină evrei. Rămân ce sunt, doar să creadă în Domnul Iisus și în învățătura Domnului Iisus. S-au dus înapoi la Antiohia și dintr-o dată au zis să mergem în vizită din nou la bisericile pe care le-am întemeiat. Și acum a apărut criza între cei doi. Pentru că în prima lor călătorie misionară, îl luaseră cu ei și pe nepotul lui Barnaba, care era Ioan Marcu. Ioan Marcu era din Ierusalim, părinții lui erau proprietarii casei unde a avut loc cina Domnului. Marcu era apropiat de Domnul prin legătura aceasta. Dar Marcu era mai tinerel și când au ajuns pe câmpul de misiune, au ajuns în Pamfilia și a început prigoana acolo, Marcu și-a adus aminte de mamica. Eu vreau la mamica. Nu vă supărați, dar eu mă duc acasă. Și Pavel tare s-a supărat. Tare s-a supărat. Adică cum vine greu, tu te duci? Ce-i asta? Și Pavel a simțit-o asta ca o trădare. Ai abandonat lucrarea lui Dumnezeu la greu. Nu te-ai dovedit bărbat. Și acum când se plece al doua oară în drum, Barnaba zice, hai să luăm pe Marcu cu noi. Cum? Pe lașul ăsta? Pe fugarul ăsta? Pe omul ăsta care ne-a lăsat când a fost mai greu? Mai frate Pavele, să-i mai dăm o șansă. E tânăr, s-a speriat, să-i mai dăm o șansă. Nu! Nu! Odată ne-a înșelat așteptările, s-a terminat. Eu nu-l mai iau cu noi. Mai frate Pavele, hai să-i mai dăm o ocazie să se arate cine-i, că a falimentat odată, dar nu-i nimic. Domnul Iisus totdeauna mai dă o șansă. Nu? Frate Pavele, știi cum e cel mai bine? Acum e neînțelegere între noi.
văd că tu ești tare hotărât pe asta, uite ce facem. Hai să facem două echipe. Tu găsește-ți altul și eu mă duc cu Marcu. Și facem două echipe. Și lucrarea lui Dumnezeu va avea de câștigat. Și în cele din urmă au acceptat această formulă. Vedeți, și aici avem un model de rezolvare a unei crize. E o neînțelegere în sensul că apostolul Pavel zicea: omul acesta nu mai putem să ne încredem în el. Barnabea zicea: ne putem încrede în el. Îi putem da a doua șansă și să vezi că se va dovedi om. Cum rezolvăm criza? N-are rost să dezbatem prea mult. Hai să găsim o formulă prin care rezolvăm lucrurile. Și formula e să facem două echipe. Și unii merg într-o parte și ceilalți în alta. Dar ca frați. Acum, care a avut dreptate, Barnaba sau Pavel? Știm noi oare de unde știm cine a avut dreptate? În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10 și 11, apostolul Pavel e în închisoare la Roma și e singur. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, a părăsit, s-a dus la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit s-a dus în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Apostolul Pavel, care atunci a zis: eu cu Marcu nu mă mai duc pe același drum. Acum scrie: Marcu-m trebuie, adu-mi-l pe Marcu. Ce s-a întâmplat între timp? Marcu s-a dovedit, așa cum a zis Barnaba, s-a dovedit om adevărat, om al lui Dumnezeu. Și Pavel a văzut și Pavel a zis: îmi trebuie Marcu. Pavel s-a pocăit. Și-a schimbat părerea despre Marcu. Nu totdeauna gândim bine. Sunt probleme în care greșim. Iacov zice: toți greșim în multe feluri, dar cine nu greșește în vorbire, ăla-i desăvârșit. Toți greșim în multe feluri. Așadar, haideți să venim din nou la Barnaba. Barnaba, omul bun, se uită la tânărul ăsta care a greșit, care a falimentat, și spune să-i mai dăm a doua șansă. De unde a învățat el asta? De la Domnul Iisus. Când Domnul Iisus se ducea la vameș, cei mai urâți oameni din vreme, trădători de neam, puși în slujba romanilor, vânzători, și stătea la masă cu ei. Și veneau și prostituate acolo. Femei stricate. Și toți farisei erau indignați. Auziți,
Eu am venit să-i mântuiesc. Și ei sunt mântuibili. Nu există om căzut prea adânc ca eu să nu-l mai pot reface. Voi așa credeți că ăștia nu mai pot fi refăcuți? Eu cred că nu este om căzut prea adânc care eu, Dumnezeu, să nu-l pot spăla, să nu-l pot repara, să nu-l pot naște din nou, să nu-l pot reface. Omul bun se uită la cel mai falimentar dintre toți și zice, între ăsta mai este nădejde. În Galateni, capitolul 6, apostolul Pavel scrie, dacă cineva a căzut, voi care sunteți duhovnicești, nu-i dați în cap. Să-l ridicați cu Duhul blândeții. Aici încep cu frații din comitet. Pentru că frații din comitet au de-a face cu cei care o iau razna dintre noi. Și unii zic, vai de tine dacă ajungi să fii chemat la comitet. Mă cheamă la comitet. Or fi aflat ce am făcut. Acum, testul cel mai mare a membrilor din comitet este cum vorbesc cu cei căzuți. Țineți minte, frați din comitet, dacă nu v-a ținut nimeni nicio predică, țineți minte că într-o seară ați avut o predică adresată membrilor din comitet. Cum vorbiți cu oamenii căzuți, cu oamenii care au luat o razna, poate sunt adulter, poate au furat, poate au făcut alte lucruri, s-au certat, s-au bătut, că mai sus din aia. Cât de dur vorbiți cu ei, cu câtă dușmănie vorbiți cu ei, poftim? Nu, cu câtă blândețe vorbiți cu ei. Așa încât oamenii aia să zică, domnule, m-a pus sub disciplină sau chiar m-a exclus, dar așa de frumos a vorbit cu mine. Am simțit că mă respectă și acum. Am simțit că mă iubesc și în situația asta. Și mi-au și spus-o, frate, n-avem ce face, te punem sub disciplină. Dar să știi că noi te iubim. Și noi vrem să stăm alături, că o să ai nevoie acum, o să ai probleme. Frate, ori de câte ori ai nevoie de noi, cheamă-ne, că stăm alături. Pentru că noi tot te iubim. Noi trebuie să ascultăm de Scriptură, să te punem sub disciplină, dar te iubim. Asta înseamnă Duhul blândeții. Robul Domnului n-are voie să se certe, ci să fie blând, mai ales cu aia care au fost prinși în cursa diavolului să-i facă voia. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 24. Omul bun se vede din modul în care tratează pe cei căzuți. Barnaba a știut să-l ia pe Marcu, să-l lanseze din nou, să-i dea o nouă șansă. Unul din rezultate este că Marcu a scris una din Evanghelii. Evanghelia după Marcu e scrisă de acest Marcu, lașul, fugarul. Știți, dacă n-ar fi fost Marcu, noi n-am ști ce s-a întâmplat în Ghețemani. În Ghețemani apostolii dormeau și de trei ori Domnul Iisus a dus
la o anumită distanță și acolo spunea: Tată, Tată, nu poți să faci cumva să iei paharul ăsta de la mine? Totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Marcu ne spune că era acolo un tinerel care n-avea pe el decât un cearșaf. Și-au venit soldații să-l aresteze pe Domnul Iisus și-au vrut să pună mâna și pe el. Și el a lăsat cearșaful și a fugit gol. Ce s-a întâmplat? V-am spus că Marcu era copilul proprietarilor casei unde a fost cina Domnului. Când au plecat de acolo, tinerelul s-a luat după ei. Dar au plecat în grabă și el a luat numai un cearșaf și s-a învelit și s-a dus după ei. Și a stat în Ghețemani. Și l-a văzut pe Domnul Iisus în agonie și a înregistrat ce spune. Noi n-am ști cea mai mare bătălie a Domnului Iisus cu diavolul care a avut loc acolo în Ghețemani, acolo unde a fost biruința lui supremă, când a zis: totuși nu cum vreau eu. Toate alea le știm pentru că tinerelul ăsta era acolo și auzea. Și le-a scris. Și de la el știu și ceilalți. Noi îi datorăm mult lui Marcu. Dar țineți cont, dacă era după Pavel, îl excludem. Pentru că Barnaba era omul bun. Omul bun, a zis, să-i mai dăm o șansă. Acum am vorbit despre soț și soție. Haideți acum, vorbim despre omul bun, să vorbim și despre copiii noștri. Vă vorbesc acum ca unul care am consiliat mulți și tineri și mai bătrâni. Știți care e cel mai groaznic lucru unde sunt deformați oamenii? Sunt copiii nedoriți. Copiii pe care părinții văd că nu-s buni de nimic și le spun așa. Nu odată mi s-a spus, pe tine nu te-am dorit. Sau tu nu ești bun de nimic, fratele tău sau sora ta, asta da. Dar tu nu ești bun de nimic. Nimic nu zdrobește așa de mult o ființă umană ca disprețul părinților, respingerea părinților, răutatea părinților. Niciodată, niciodată să nu spui unui copil al tău: you are good for nothing, ești bun de nimic. Copilul tău, chiar dacă e mai slab la învățătură, are nevoie de încurajarea ta. Are nevoie să stai alături de el și să spui: nu-i nimic. Dumnezeu a pus în tine ceva extraordinar. Tu n-ai ce are altul, dar ai, uite, tu ai inimă mare. Sau tu ai o pasiune specială, uite, asta sau asta. Omul bun vede ce-i bun în copilul ăla și o spune. Niciodată să nu jignești un copil. Dacă ești bun, tu vrei să ridici, să stimulezi, tu vrei să dai aripi. Barnaba a fost omul acesta care a luat un tinerel
despre care Pavel ziceau că nu mai e bun de nimic, și el zicea, ba da. Și l-a ajutat să devină evanghelistul. Omul care ne-a dat una din Evanghelii. Dacă ești om bun, asta înainte de toate o simt copiii tăi. Prin modul în care le vorbești, totdeauna. Ai grijă, mai ales de momentele când ești obosit și când ești gata să fii dur cu ei și aspru cu ei. Niciodată copiii tăi să nu simtă ceva răutate de la tine. Chiar dacă ai vrea atunci să te lase în pace cumva să te odihnești, spune-le-o frumos. Găsește întâi un cuvânt de apreciere. Dar copiii tăi întotdeauna să simtă tata îi bun cu noi, mama e bună cu noi. Tata crede în noi, mama crede în noi și în felul acesta copiii tăi înfloresc. Omul bun e omul acesta. Să le recapitulăm. Barnaba a fost omul bun pentru că el a văzut nevoile și a zis, mă cheltuiesc eu pentru ei. Omul care e atent la nevoile celuilalt și zice, mă jertfesc eu. Omul bun e omul acesta care trece peste bariere și se duce la greci și care se duce și îl ia pe Pavel, ia pe omul acela pe care nimeni nu-l vrea, de care toată lumea se teme, eu-l iau sus. Omul acela care atunci când falimentezi zice, nu-i nimic, îți mai dau o șansă. Este omul bun. Barnaba era om bun. De ce? Pentru că era plin de Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu e Duhul bunătății. Duhul lui Dumnezeu e Duhul creației și a recreației. Duhul celui rău sfâșie, își bate joc, înăbușe, zdrobește. Duhul Sfânt reface, ridică, recrează. Duhul Sfânt se uită la fiecare și zice, poate deveni copil de Dumnezeu. Dacă este în tine Duhul Sfânt, în tine e Duhul bunătății. Haidea să ne ridicăm picioare. Plecăm capul. E sfârșit de an. E vremea când ne verificăm, ne judecăm pe noi, e vremea când ne uităm înainte și decidem cum ar trebui să fim, vremea când luăm noi decizii. Uită-te la toate prin prisma a ceea ce te vrea Dumnezeu să fie. Om bun, plin de Duhul Sfânt și de credință. Duhul e Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul bunătății, umple-mă de tine, schimbă-mă, atinge nervii mei, iuțimile mele, răutățile mele, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, transformă-mă.
cu toată ființa mea doresc să fiu ce dorești tu. Vreau să mă schimb, vreau să fiu bun. Duhule Sfânt, umple-mă de bunătatea lui Dumnezeu și de bunătatea Domnului Isus. Duhule Sfânt, copleșește-mă cu prezența ta. Duhule Sfânt, călăuzește-mi gândurile și pornirile, călăuzește-mi sentimentele, călăuzește-mi acțiunile și vorbele. Duhule Sfânt, fă ca toți cei din jurul meu să simtă că sunt plini de Duhul Sfânt și de credință. Duhule Sfânt, noi singuri nu putem, dar Tu ești Dumnezeu venit în noi. Transformă-ne și fă-ne cum ești Tu. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu noi acum și în anul care vine și în toți anii și toată veșnicia. Amin.